Sălășenii care se află în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție 123 de posturi vacante și de această dată majoritatea posturilor scoase la concurs sunt destinate celor cu studii medii și profesionale. Potrivit reprezentanților Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaș, cele mai multe locuri de muncă figurează libere în industria confecțiilor, unde se caută pentru angajare 100 de persoane, în meseriile de confecționer îmbrăcăminte, tapițer, confecționer articole din piele și muncitor necalificat. De asemenea, în producție și prestări servicii sunt disponibile 14 posturi pentru șofer autocamion, mașină de mare tonaj, agent vânzări, tehnician electronist, operator calculator, sudor, vopsitor și muncitor necalificat. În construcții figurează libere 3 posturi pentru zidar, finisor, terasamente și muncitor necalificat, iar în industria alimentară figurează libere 2 posturi pentru bucătar și ospătar. Șanse de angajare în această perioadă și sălăjenii care vor să-și desfășoare activitatea în industria lemnului, unde sunt vacante tot 2 posturi pentru electrician, echipamente și electromecanic. Sălăjenii interesați să ocupe un loc de muncă se pot adresa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaș sau pot accesa adresa de internet www.aneofm.ro, secțiunea locuri de muncă.